nu trebuie să lipsească din biblioteca niciunei facultăți de arte. Este un material didactic extraordinar. Și nu numai din biblioteca facultăților sau liceelor de arte, cred că și mulți dintre regizorii care au curajul să monteze o piesă a lui Ionescu sau lui Beckett, ar trebui mai întâi să citească această carte. Teatrul dramatic Fanny Tardini a găzduit lansarea cărții Valențe ale personajului feminin în teatrul ionescian și becketian, scrisă de actrița gălățeancă Tamara Constantinescu. Sunt norocoasă și pentru că am asistat la traval interior, la nașterea multor pagini din această carte. Și am văzut cum personajul ionescian de hârtie se transformă într-un personaj viu, și-a prins viață și sus în sală studio. Și personajele acelea vii de hârtie apoi au fost filtrate și prin oglinda de literă au devenit corp al acestei cărți. Cu o bibliografie impresionantă și ilustrații din spectacole, volumul s-a bucurat de aprecierile cadrelor didactice. Anca Ciobotaru, Bogdan Ulmu și Simona Modreanu de la Facultatea de Teatru a Universității de Arte George Enescu din Iași, precum și ale Gabrielei Haja de la Institutul de Filologie al Academiei Române. Cuvântul înainte a fost semnat de profesor universitar dr. Anca Maria Rusu. Am parcurs o bibliografie importantă în perioada masteratului și una și mai importantă în perioada doctoratului, ești obligat să citești multe cărți. Și am constatat că acolo sunt analizate cu precădere personajele masculine. În general, lucrările de specialitate sau cele de critică literar-dramatică se ocupau de personajele masculine, cele feminine, eventual puse în mici relații cu cele masculine. Și m-am gândit că personajele feminine sunt un pic nerealizate, ca să spun. Iar într-o lucrare de doctorat ești obligat să ai și o parte de originalitate. Și bineînțeles că o parte din originalitatea lucrării mele de doctorat o reprezintă analiza acestor personaje feminine. Autoarea a făcut studii de actorie, de jurnalism, cursuri postuniversitare de psihopedagogie și un masterat în artele spectacolului teatral. Studiind fațetele personajului feminin și din punct de vedere practic, actrița a interpretat 5 personaje diferite în recitalul său 5 dimensiuni feminine pe scenă teatrului dramatic Fanny Tardini.